Geologia m-a trimis direct ca și carieră în petrol și gaze, dar cu timpul am hotărât că vreau să trec pe partea de ecologie și am făcut masteratul în protecție mediului marin, care m-a adus ulterior în Delta Dunării și litoralul Mării Negre cu studii. At university, it's just theory, while here you have the chance to go on the field and to understand, to do the measurements by yourself. So it is a nice experience that everybody should have the chance to do in his life. S-am început un studiu nou ca direcție în România, studii care nu s-au mai făcut până în momentul de față și care vizează analiza microplasticilor din medii naturale. Deci medii terestre, cum ar veni fluviul Dunărea, Delta Dunării și zona costieră a Mării Negre. Am început să lucrez în Danubius din 2013 și lucrând cu cercetători din toată Europa, m-a ajutat foarte mult să-mi definesc direcțiile viitoare de cercetare în carieră, ce aș vrea să fac, de ceea ce sunt interesată. Apoi a apărut ideea unui doctorat în colaborare cu Universitatea Stirling din Marea Britanie, care găzduiește, printre altele, și nodul de observare al Danubius. Proiectul de doctorat se desfășoară însă în Delta Dunării și în Marea Neagră. Exista Danubius de foarte mult timp, dar era numai teoretic, era numai pe hârtie. Și Danubius a fost transformat în parte practică prin Danubius PP, începerea proiectului Danubius Preparatory Phase. Cred că este din ce în ce mai des auzit la televizor cuvântul expresia schimbări climatice sau impact antropic. Atunci când vorbim de impactul antropic, aș putea să-ți dau exemplul sedimentelor, cum le numim noi, dar de fapt acestea înseamnă un amestec de nisip foarte fin, să spunem, cu mâl, care de obicei sunt purtate de un râu. Acestea, de cele mai multe ori, ajung printr-o deltă sau printr-un estuar în zona de coastă, pe plajă. Atunci când omul construiește o barieră în fața acestor sedimente, care de cele mai multe ori este reprezentată de baraje, aceste sedimente nu-și mai urmează cursul natural și nu mai ajung în zona de coastă. Un efect secundar al acestui fapt este reprezentat de eroziunea plajelor. Acestea dispar. Prin faptul că ne uităm la Delta Dunării ca la un laborator viu, încercăm să găsim răspunsuri la aceste probleme. I've been 3 months on the field during last summer for performing these field measurements in specific areas in along the Danube River. On the Danube Delta and along the Black Sea coast. My role has been to perform ADCP and bathymetric measurements. In simple words, measuring water velocity and discharge from a moving boat. Spre exemplu, peștii asociază microplasticele cu hrana lor obișnuită și le ingerează. Astfel, peștii respectiv pot să ajungă la noi în farfurie, fiind alimentația omului, inclusiv sau mai ales a persoanelor care trăiesc în Delta Dunării. Astfel, acele microplastice, particule de mici dimensiuni, nu le vedem cu ochii liber, ajung în noi și din cauza asta eu cred că este o problemă în sănătatea omului. Delta Dunării este una dintre cele mai sărace zone din Uniunea Europeană, iar proiectul DANS și proiectul Danubius ca infrastructură de cercetare va crea locuri de muncă, va crea oportunități pentru oamenii aceștia să învețe despre lucrurile pe care noi le cercetăm, să învețe despre mediul în care trăiesc, să-și îmbunătățească viața. Proiectul DANS demonstrează că România poate să conducă cu succes o inițiativă europeană și prin asta demonstrează întregii Europe și întregii lumi că România poate să fie un lider în domeniul cercetării interdisciplinare.